Guvernanții sunt hotărâți să reducă posibilitatea muncii la negru, astfel că au inițiat o lege potrivit căreia angajatorii trebuie să înregistreze contractele de muncă cu o zi înaintea angajării. Actul normativ prevede că angajatorii sunt obligați de la 1 februarie să înregistreze în Registrul General de Evidență a Salariaților elementele de identificare a tuturor acestora. În același registru trebuie înregistrate data și motivul încetării contractului individual de muncă. Deși în primele zile de la publicarea hotărârii în Monitorul Oficial, angajatorii s-au speriat de faptul că vor trebui să înregistreze contractele de muncă mai devreme cu 20 de zile față de cum era prevăzut anterior, hotărârea cere numai anunțarea autorității de existența unui contract prin declararea acestuia în registru în format electronic. Angajatorii care nu trimit contractele de muncă la Inspectoratul Teritorial de Muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activității unui lucrător riscă amenzi de 1.500 de lei pentru fiecare contract neînregistrat, iar pentru declararea unor date eronate pot primi amenzi de până la 5.000 de lei.